Sala sporturilor din Zalău va găzdui duminică, începând cu ora 11:30, partida dintre Handball Club Zalău și Dunărea Brăila, oaspetele ocupând poziția secundă, în timp ce zălăoancele poziția a treia în Liga Națională. Duelul dintre cele două formații este considerat derbiul Ligii Naționale, având în vedere că liderul CSM București are un buget și un lot incomparabil cu al celorlalte echipe din campionatul intern. Handball Club Zalău a pierdut un singur meci în ultimele 12 etape, cedând doar pe terenul campioanei CSM București. Echipa antrenată de Gheorghe Tadi se situează pe locul 3 după 18 etape cu 29 de puncte, iar adversara de duminică, Dunărea Brăila, ocupă locul 2 cu 34 de puncte. Zalăul vine după un punct prețios obținut pe terenul celor de la CSM Roman, în timp ce Dunărea Brăila vine după o victorie obținută pe teren propriu în fața celor de la Danubius Galați, 23-19. Sigur, ne concentrăm și vrem să ne pregătim cât putem mai bine pentru meciul cu Brăila. Într-adevăr, acum este un derby al handbalului românesc, pentru că Brăila are echipă cu jucătoare românci, chiar dacă, sigur, investiția la ei este foarte mare, mai ales la nivelul jucătoarelor care le-au adus de la Baia Mare cu contracte de 4-5 mii de euro. Și noi avem o echipă de asemenea constituită numai din românce. Brăila are o singură străină, ca să spun așa, în poartă, dar nu e portarul de titular. Eu, într-adevăr, derby, vrei, nu vrei, trebuie să-l numești derby, pentru că e locul 2 cu locul 3 din Liga Națională după 3 sferturi din campionat parcurs. Brăila, după cum știți, are în componență cam jumate din echipa națională a României, cele care au fost la campionatul european în acest an, în decembrie, anul trecut. Are jucătoare valoroase care au experiență competițională internațională la nivel de echipă națională, cum spuneam, de campionate european și campionate mondiale. Au, desigur, și ele și niște puncte mai slabe, care vom încerca cât putem de să le exploatăm. Va fi un joc de angajament total. Echipa care se va rezista mai bine din punct de vedere sigur și fizic, dar și psihic, și care va face greșeli tehnice mai puține, cred că va câștiga. Partida dintre Handball Club Zalău și HC Dunărea Brăila este programată duminică la ora 11:30 în sala sporturilor din Zalău. Meciul va fi oficiat de cuplul de arbitri format din Robert Harabagiu și Silviu Stănescu, ambii din Moreni, iar observator din partea Federației Române de Handball a fost delegat clujanul Cristian Potora. Prețul unui bilet este de 8 lei, tichetele urmând a fi puse în vânzare mâine între orele 13:15 și duminică începând cu ora 9. Vor fi vândute doar bilete cu loc. În cadrul aceleiași runde au mai fost programate partidele Danubius Galați cu SCM Craiova, CSM Roman cu Corona Brașov, Unirea Slobozia cu Râmnicu Vâlcea și CSM Bistrița cu Măgura Cisnădie. S-a disputat în devans meciul dintre CSM București și Universitatea Cluj, încheiat cu scorul de 34-22.